găsit tuturor! Numele meu este Luciana Prisecaru și sunt gazda emisiunii Vocea Interioară la Terranova TV. Dragi prieteni, în ediția de astăzi o am alături de mine pe doamna Viviana Bogdan, medic homeopat, specialist în medicină biologică și microscopie în câmp întunecat și psiholog clinician. Mă simt onorată și bucuroasă. Bine ați venit, doamna doctor! Bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră. Cu mult drag! Dragi prieteni, astăzi am ales o temă de actualitate, spun eu, și de un interes destul de larg. Boala ca drum al evoluției noastre sau factor destructiv? Doamna doctor, vom vorbi despre boală în general. Există cauze ale bolii sau, mai bine zis, de ce ne îmbolnăvim? Este interesant că în societatea în care trăim, medicina este supra-specializată și împarte organismul în unități funcționale, pentru fiecare existând câte un specialist. De exemplu, gastroenterologul e specializat în afecțiuni ale tubului digestiv, neurologul în afecțiuni ale sistemului nervos, nefrologul în afecțiuni ale rinichiului și așa mai departe. Ideea este că, practic, nu putem vorbi de aceste unități funcționale separat, pentru că, de fapt, nervi și vase de sânge există peste tot. Organe precum ficatul, rinichiul sunt competente pentru întreg organismul. Practic, totul este legat de tot. Momentul în care pacientul vine, practic, de multe ori el nici măcar nu știe din ce regiune îi vine boala. Vine și spune că am o stare generală mai scăzut, mai proastă, nu mă mai simt bine, nu mai dorm bine. Stabilirea regiunii din care vine boala, practic, delimitează scena pe care se desfășoară această dramă sufletească și spirituală. De exemplu, în cazul unei pneumonii, care reprezintă o infecție, planul îl reprezintă plămânul, regiunea toracică. Da. Și aici vorbim de o inflamație. Dar, în cazul unui enfizem pulmonar, spre exemplu, atunci când alveolele sunt supraîncărcate și toracele are forma de butoi, vorbim de același plan, însă manifestările sunt diferite. Deci stabilirea cadrului este ca și cum ne ajută pe noi să găsim soluții pentru rezolvarea problemelor cu care omul vine. Cum faptul stabilim că, acest cadru? Așa, faptul că există, să zicem, pneumonie. Omul s-a îmbolnăvit, zice, am contactat un virus, am făcut o viroză, am făcut o gripă. Dacă a făcut o gripă, descoperim, spre exemplu, că e vorba de virusul A sau B, whatever, nu contează, da. Și omul recurge la un tratament, fie că este un tratament alopat, ia un antiviral, sau dacă e de formă bacteriană, un antibiotic, fie că este un tratament naturopat, ambele direcții sunt orientate către distrugerea agentului cauzal, care este considerat cauza bolii. Însă, nu este doar atât. Pentru că, de fapt, dincolo de acest lucru, omul își tratează virusul sau bacteria, între ghilimele, da. Însă el, de-a lungul vieții, continuă să aibă aceste îmbolnăviri. Pentru că, de fapt, ceea ce reprezintă boala nu este doar manifestarea la nivelul corpului fizic printr-un simptom. Aceasta reprezintă doar un strat superficial. Pentru că, dincolo de acest strat superficial, există, practic, o legătură, și Sheldrake vorbea despre câmpurile morfogenetice sau morfice care există între viețuitoare, da. Și care n-au nicio logică. Nu se supun spațiului, nu se supun timpului.
Între ele, în aceste legături, la postulat, aceste câmpuri care influențează aceste legături, între care nu există niciun schimb de informație, nu există materie. Și, practic, aceste câmpuri, dacă le traducem ca și exemplu ce îmi vine în minte acum, dacă ne gândim la un banc de pești, da, care merg în aceeași direcție, sau lanul de grâu, care sub adierea vântului se unduiește în aceeași, da, direcție, sau floarea soarelui, care se deschide în aceeași direcție. Deci toate aceste lucruri, practic, în planul bolii, se traduc în felul următor. De exemplu, în cazul în care, mai vreau să spun ceva înainte de a trece în planul bolii, că practic aceste legături acționează la același nivel de vibrație, pe același câmp vibrațional, ca și cum ar fi o singură ființă. Da. Și lucrurile astea se petrec și în organismul nostru. De exemplu, dacă avem ca problemă, ca model, pentru că de fapt determinismul ăsta cauzal al bolii reprezintă doar o parte din explicația ceea ce reprezintă boala. De fapt, este vorba de un model care este în lăuntrul străfundului ființei noastre și care stabilește cadrul în care se desfășoară simptomele care apar în suprafață. Ca și cum am avea o ramă a unui tablou în care pot să încapă multe tablouri, dar nu toate, sau, de exemplu, un sol în care poți să plantezi flori, copaci, dar nu pe toți, pentru că nu poți planta palmierul unde plantezi bradul. Da. La fel se întâmplă și în interiorul nostru. În momentul în care avem acest model, model pe care nu îl acceptăm, pe care îl respingem. Că nici nu-l cunoaștem, nu? Asta este clar, că chiar despre asta vreau și să vorbesc. Și mai ales că este zona de pentru necunoscut. Pentru că inconștient îl respingem. Da, inconștient. Inconștient îl respingem și atunci primul pas către vindecare este aducerea acestui model la nivel de conștiință. De exemplu, am o hipertensiune arterială sau am o alergie sau am calcul biliar sau o onicofagie, oameni care își rod unghiile, da? Da, astea reprezintă manifestări la nivelul corpului fizic al unui model care poate să fie, de exemplu, ca model inconștient, o problemă legată de agresiune. Da. Și atunci manifestările mele fizice, hipertensiunea, nu te-ai gândi că e legată de agresiune. Însă aceste manifestări ale problemei legate de agresiune se manifestă nu doar în planul fizic prin hipertensiune sau calcul sau etc. Se manifestă în plan comportamental, pentru că omul este impulsiv, este furios, este mai centrat către acțiunile care duc în manifestarea umbrei sale. Pe plan mental pot să fie fantasme sexuale agresive sau poate să fie o gândire radicală extremistă care se duce către partea întunecată. Pe plan psihic pot să fie emoții de autodestructive sau de autosfâșiere, oameni care își pur și simplu sfâșie pielea. Am văzut astfel de situații. Sau pot să fie depresii, oameni care ajung de la tristețe la depresie și trăiesc total lipsiți de motivație. Și se petrece cu exact, ei, deci toate aceste manifestări care de la o banală hipertensiune, da, da, pe care eu o tratez cu un antihipertensiv, poate de fapt să constituie ceva, doar un strat superficial al unui model care este adânc în străfundul ființei respective și care, dacă ești atent la toate celelalte planuri de manifestare ale lui, încerci să-l aduci în conștient. Este ca și cum boala, prin acest model pe care noi îl respingem, este ca o exprimare
la nivel de manifest, a umbrei noastre. Și care ar fi prima atenționare către gânduri, către emoții, către comportament? Prima atenționare ar fi către acceptarea umbrei noastre, adică acelei părți a noastre pe care nu vrem să o recunoaștem. Bine, pe să care... zicem că sunt și oameni care nu conștientizează, nu acceptă. Așa suntem constituiți, conform a ceea ce spune Jung, avem un eu și o umbră cu ajutorul cărora ne este definit sinele. Da. Și atunci această umbră, această parte întunecată despre care toată lumea nu vrea să vorbească, pe care toți o reneagă, pe care nu vrea să o accepte există. Și care există în fiecare dintre noi, asta e să o acceptăm, să o penetrăm și să o integrăm, așa cum ne-a arătat Mântuitorul, că El este Cel care a integrat umbra. Adică este ca și cum partea din tine pe care o respingi se manifestă în corpul fizic prin expresia unui simptom, a unei boli. Și norocul nostru este că fix acest simptom manifestat ne trezește, ne face conștienți de faptul că sufletul strigă că avem o problemă, avem o lipsă, avem o nevoie. Și atunci boala nu reprezintă acel ducă-se pe pustii, acel... Să scăpăm acel, de ea mai repede, da, cu adică, medicament, cu ceva. Din contră, ea vine cu un sens, vine cu o lecție pe care... o avem de învățat. Vine cu sinceritate să ne spună că gata, ajunge, nu mai putem să ascundem atât ceea ce nu vrem să vedem. Da. De exemplu, în cazul unei paralizii, cum putem să traducem asta la nivel de boală? În cazul unei paralizii, ascundem paralizia sufletească și emoțională și spirituală, această imobilitate. Ce înseamnă un om paralizat? Un om care este imobil, care nu se mai poate mișca. Și cum s-ar traduce asta ca lecție de viață? Ca lecție de viață ar fi relaxarea, renunțarea la controlul excesiv din partea acestor persoane. Că de aceea vine și... Și practic, în momentul în care apare simptomul care aduce din umbră tot ceea ce este respins, tot ceea ce este refulat. Asta înseamnă că, practic, se manifestă acest model inconștient atât de adânc rădăcinat în noi, pe care îl trăim și îl purtăm cu noi de-a lungul vieții. Din ce în ce mai mult se face văzut. Da, cred. Dar se manifestă prin boală, ceea ce înseamnă că el nu este integrat în conștiință. Da, da. Pentru că îl vezi că este simptomul, te doare, dar dacă îl integrezi în conștiință și asta înseamnă că, practic, modelul care este inconștient îl aduci la nivel conștient printr-un ritual ca să înțelegi, boala se îndepărtează de noi. Da, nu este... vă înțeleg perfect că eu merg pe această modalitate. Și din punctul ăsta de vedere practic, boala ajunge să devină un drum către evoluția noastră, către perfecțiune. Da. Mă gândesc, de exemplu, îmi vine în minte acum supraponderabilitate, bulimia de stres. Am văzut persoane care, din cauza supărării, mănâncă compulsiv. Și această grăsime, această, mă rog, greutate, să zicem, așa reprezintă practic un strat de protecție pe care inconștient și-l aduc în viețile lor, pentru că mediul în care trăiesc este ostil și lipsit de iubire. Da. Iar compulsia asta de a mânca dulciuri reprezintă de fapt simptomul, cum ar fi în cazul nostru, sau care vine ca substitut afectiv. Da, ca substitut al lipsei de iubire, de atenție. Da. Ori, care este primul pas al rezolvării? Vine nutriționistul, poate, sau medicul, și spune că trebuie să ții regim alimentar.
Ții regim alimentar prin care te înfometezi într-o formă sau alta. Asta ce înseamnă? În momentul în care apare simptomul, practic, tu ai un echilibru, chiar dacă este precar. Organismul tău recurge la această compulsie pentru a se reinstaura o stare de echilibru la suferința pe care, prin care trece. Da. Pentru că altfel varianta ar fi sinuciderea, ca de exemplu în cazul celor care suferă foarte mult dintr-o dragoste neîmpărtășită sau alte motive. Da. Oamenii au diverse motive pentru care ajung în stare de suferință cumplită. Unii dintre ei recurg la sinucidere. Alții dintre ei recurg, de exemplu, la această manifestare prin bulimia de stres, de suferință. Gol interior, îl numesc eu gol interior. Pentru că există, exact cum am spus, acest mediu în care ei se simt singuri, neiubiți, da, lipsiți, da, de atenție. Și atunci, care este primul pas spre vindecare? Este conștientizarea acestui model care vine ca o compulsie din interior și transformarea lui într-un ritual. Cum? Să devii conștient în momentul în care mănânci. Să nu mai te cu condiția să nu existe mustrări de conștiință. Pentru că dacă te îndopi cu mustrări de conștiință, atunci vina este atât de mare, da, încât practic susține compulsia și mănânci din ce în ce mai mult. În momentul în care ai mâncat și te bucuri de faptul că ai mâncat și te lași pradă acestei senzorialități, acestei desfătări, a gustului, da, atunci vei constata cu uimire că te trezești mâncând din ce în ce mai puțin și mai puțin frecvent, pe de o parte, iar pe de altă parte ți accepti scutele acelea de grăsime pentru că știi ce ai primit în schimbul lor. Plăcerea asta de a mânca. Dar pe acest plan al plăcerilor, al desfătărilor, există însă pe tărâmul ăsta lui Venus și alte organe, da, pe care le poți folosi pentru desfătare. Ochii, urechile, nasul, pielea. Și atunci poți să recurgi, de exemplu, pielea, care, ca și gustul în acest plan al domeniul despre care vorbim, este celălalt organ care îți poate aduce satisfacție. De exemplu, mângâierile, sărutările, da, poți să-ți aducă această atenție, această satisfacție, acest substitut afectiv. Chiar dacă ele se păstrează, nevoie, practic. Da, chiar dacă se păstrează la nivelul ăsta superficial. O altă cale ar fi masajul terapeutic, da, sau masajul de relaxare, care chiar dacă rămâne la nivelul superficial, la nivelul corpului fizic, tot este mai bun decât ai spune omului să se înfometeze, da, și să trăiască frustrat. Și în felul ăsta se face transferul de la mâncare la alt plan, pentru că ceea ce are nevoie în viața lui este de această dulceață, această atenție și, evident, realizarea și elaborarea completă reprezintă trăirea dragostei trup și suflet, care vine din necesitatea interioară a ființei, da, în totalitatea omului, a omului în întregul său. Da. De aceea, când sunt tineri îndrăgostiți, nu le mai trebuie nici mâncare, nici nimic. Da, că și atunci vine cu acel aport de iubire. Da. Practic, vorbind de aceste planuri ale bolii, ajungem la concluzia că, de fapt, boala nu este un rău în sine. Este acel ceva care ajunge în viața noastră după ce insistent noi refuzăm să fim atenți, semnale, da, la semnalele pe care corpul nostru ni le transmite și practic dacă continuăm să ignorăm aceste semnale, ele ajung în timp să se întărească, să devină mai puternice și să se transforme într-o boală cronică.
Practic, cu atât mai da. Mult, îmi cer scuze că vă întrerup, cu atât mai mult că sunt persoane ajunse la o etate în care spun așa e la bătrânețe, fiecare om se îmbolnăvește. Cum răspundeți dumneavoastră aici? Aceasta că pune este boala pe fondul bătrâneții, dar bătrâneții. Nu neapărat dacă ești în vârstă trebuie să fii și bolnav. Sunt perfect de acord și nici nu consider așa. Această acceptare, această resemnare este practic evoluția pe orizontală. Pentru că nu înțelegem în momentul ăsta că dincolo de planul ăsta fizic există și un alt plan emoțional și spiritual și că de fapt integrarea acestor planuri ne ajută să devenim liberi. Da. Nu are legătură cu vârsta. Evident, este un proces de degradare celulară care se produce în timp. Însă bătrânețea, din punctul meu de vedere, nu vine cu boala la un om și nu vine sănătos. Nici la 60 de ani cum vine cu senectutea. Au creat niște programe oamenii. Da, vine cu senectutea, cu înțelepciunea, cu faptul că după ce ai acumulat în viață experiențe, strategii de vindecare, de supraviețuire, poți să le împărtășești și să devii simbol pentru tineri ceilalți, da. Care au de învățat ceva. Poți să transmiți lucruri care practic te ajută să te eliberezi și să împărtășești. Da, da. Tocmai de aceea cumva caut să creez niște conferințe chiar cu această temă de sănătate, în așa fel încât oamenii să-și dea voie să vadă că nu înseamnă că dacă îmbătrânim, gata, trebuie să devenim bolnavi, nu înseamnă că dacă a apărut ceva în viața noastră, trebuie să ne panicăm încât nu mai găsim rezolvare și trebuie să ne ducem către depresie, ci din contră, exact cum a spus dumneavoastră, să vedem care este cauza, să vedem ce lecții avem de învățat. Evident, să ne apropiem și de credință, pentru că aici consider că este planul nostru care l-am ales în această viață și cu cât suntem mai aliniați la planul nostru, viața devine mai frumoasă. Da, interesant cum a spus, cu cât suntem mai aliniați la planul nostru. Adică eu aș traduce în felul acesta că în momentul în care îți găsești drumul care ți este propriu, atunci, abia atunci, ești complet și sănătos. Da. În ce sens? Mi-a venit acum în minte, de exemplu, în ultimul timp, foarte multe femei dezvoltă cancer de sân. Și eu am avut nenumărate paciente cu această afecțiune și aici este o problematică a sânului foarte vastă și nu știu dacă avem timp astăzi să o elaborăm, însă așa ca și concluzii, aș vrea să spun că în aceste afecțiuni ale femeilor legate de sân, există în subtil cauze, să zicem, care sunt de natură emoțională la multe dintre ele, adică sub triggerul acesta biologic există ceva legat de relaționare, pentru că sânul este un organ care, ca și pielea, este practic, în afară de funcțiile lui alăptare și așa mai departe, care țin de maternitate, este practic ceea ce ne reprezintă la nivelul acesta de comunicare. E un organ foarte exploatat, cred că de la începutul timpurilor, poate că azi, prin metodele chirurgicale, e și mai și decât înainte, dar am observat că aceste relații care sunt neaduse în conștient, lucruri pe care femeile refuză să le accepte, pentru că, de exemplu, o femeie care este ideală pentru soțul ei, pentru copiii ei, care nu face nicio greșeală, da, care trăiește viața fără să facă rău
se trezește că face un cancer de sân. Pur și simplu, din senin. Pentru că modelul acesta ideal, pe care la nivel conștient și l-a asumat, pentru că este modelul dintr-o revistă sau nu contează, da, nu este modelul ei personal, nu este drumul ei. Și s-a deraiat de la drumul și ei, probabil. Și în momentul în care, de aceea sunt multe călugărițe care fac cancer de sân, pentru că unele ajung în mănăstire, pentru că fug de, de viața de zi cu zi. Da, preferă să, da. Mănăstirea reprezintă un refugiu. Și din contra, altele, un loc unde să-și găsească, care se regăsesc, da, dar nu este drumul lor, da, în, da, realitate. Da. Să știți, pentru că și eu de mică am avut această, simțeam cam această chemare chiar de la clasa a șasea, spuneam că eu am să merg la o mănăstire. Pe măsură ce am crescut, mă tot întrebam, este pentru mine sau nu este? Deși îmi plăcea atât de mult ideea, simțeam că nu am chemare. Și într-un final, da, mi-a spus și un părinte, păi dacă aveați chemare, erați acolo deja. Da. Asta deci este, iată, pe... nu facem din asta, da, un motiv de a fugi de ceva. Și în felul ăsta, acum, făcând o paralelă cu ce am vorbit despre boală, practic în momentul în care suntem pe un drum nepotrivit în viața noastră, boala se manifestă într-un fel sau altul. Da. Și practic ea vine să ne spună că tot ceea ce avem de făcut este în momentul în care apare manifestarea în corpul fizic, să aducem în conștiință și să înțelegem, să penetrăm acest model inconștient al ei, da, ca să putem să ne orientăm către drumul vindecării. Și aici mai intervin puțin. Am avut câteva cazuri de-a lungul timpului la cabinet, doamne care nu se mai regăseau la jobul respectiv. Și evident, cum spuneți dumneavoastră, vine corpul fizic și te somatizează. Faci, nu știu, anxietate sau simți că toți colegii sunt împotriva ta sau ai impresia că ceva se strică la serviciu și numai tu ești de vină. Și în momentul în care am mers pe această linie, exact cum spuneți dumneavoastră, hai să vedem de ce se întâmplă asta, de când se întâmplă asta și hai să vedem către ce anume. Dacă inima ta nu se mai simte bine acolo, dacă tu nu te mai simți bine acolo, hai să vedem o altă direcție. Și să știți că toți cei care și-au schimbat jobul, toți sunt foarte bine. Iată cât adevăr în tot ceea ce dumneavoastră exprimați aici. Și oamenii ar trebui să înțeleagă toate lucrurile astea, pentru că ele există. Da, ele există. Totul ține de curaj. De a avea curaj să ne confruntăm cu propria umbră. Și să cerem și despre ajutor. Asta e vorba. Pentru că în momentul în care reușim să acceptăm ceea ce nu vrem să vedem, da, la noi, ceea ce ne deranjează atât de rău încât dorim să acoperim și să dăm la o parte, abia atunci reușim să vedem cu adevărat cine suntem. Și abia atunci reușim să găsim direcția către care mergem pentru a ne dezvolta. Dar cum putem să nu ne îmbolnăvim? Cum putem să nu ajungem în acest punct? Păi fix prin ceea ce am discutat acum. Fix așa, prin faptul că ne integrăm această umbră, această parte a noastră și ne acceptăm așa cum suntem. Ne iertăm de greu toate... lucrurile, de toate gândurile acestea de vinovăție pe care le simțim, da, și avem grijă să acționăm astfel încât să nu ne mai simțim vinovați. Pentru că vina stă la baza, da, bolii. Și regretele sunt oameni care spun regret atât de mult că am făcut asta, regret atât de mult că dacă a fost și a trecut, gata, de ce trebuie să mai aduci în prezent regretul și vina și
mai ales când căutăm vinovați în exterior, cu atât mai mult... Asta este altă poveste cu vinovați în exterior. Suntem experți la asta. Da. E mult mai simplu să găsim pretexte. Cred că s-a pretexte. Și perpetuat da. De-a lungul vremurilor. Dar este totuși, aș zice că este destul de important ca oamenii să înțeleagă lucrurile astea și pentru faptul că, și vă las pe dumneavoastră să continuați, ce se întâmplă când un om nu conștientizează și îl dă naștere mai departe la copii, să zicem mamele. Mamele care nu sunt pe drumul lor și care dau naștere la copii, pe care îi cresc conform modelului pe care l-au învățat și sunt mame bune pentru copiii lor, ajung să se îmbolnăvească, pentru că nu sunt pe drumul care trebuie. Și asta la rândul lor transmit și copiilor, nu? Sau da, există și da. Nu există? Da, cum să nu? Chiar și în momentul sarcinii, ceea ce primesc copiii este foarte mult de la mamă. Adică, în moment, se vorbește foarte mult de bolile genetice, dar foarte mult moștenim prin endobioza mamei la naștere, iar un copil atât de mic, cum îți explici că un nou născut poate să aibă un cancer? Pentru că e o boală genetică? Nu neapărat. Pentru că endobioza mamei, adică tot ceea ce înseamnă toxicitatea mamei, se transmite prin placentă fătului. Într-un corp care este mic și nedezvoltat, practic, cu cât nivelul de toxicitate este mai avansat, cu atât corpul respectiv, copilul mic, nu știe cum să o gestioneze, nu știe ce să facă cu ea. Și pot să apară astfel de boli la nou-născuți. Da. Adică nu totul este cauza genetici. Nu totul trebuie să punem pe seama asta. Dar, apropo de ce ați spus la manifestări, în momentul în care cineva nu se găsește pe propriul drum, mai ales când ești părinte, tot acest câmp morfic care există inclusiv între toate particulele noastre se transmite copilului. Pentru că aceste legături indestructibile, da, care nu au logică, care sunt aspațiale și atemporale, există. S-au făcut experiențe, am citit undeva, au luat o iepuroaică, au lăsat-o în laborator, i-au luat puii, i-au dus undeva într-un submarin în ocean și i-au omorât puii pe rând, unul câte unul. De fiecare dată când unul din pui era omorât, iepuroaica reacționa la nivel fizic. Pentru că prin aceste legături de care spun, suntem conectați. Da, da. Și atunci tot ceea ce simțim noi ca părinți, toată această lume afectivă a noastră, se reflectă în starea de sănătate a copiilor noștri. Vezi bebeluși din familii de oameni tineri, care nu au o relație de comunicare bună, care nu au armonie în cuplu, pentru că probabil sunt prea obosiți sau muncesc prea mult. Copiilor se îmbolnăvesc foarte frecvent, fac infecții respiratorii repetat. Da. Sau fac eczeme la nivelul pielii. Așa este, da. Ce înseamnă în momentul în care apare eczema la nivelul pielii? Ce faci? Dai cortizon. Cortizonul ușurează situația de moment. Însă energia este trimisă în străfunduri și ajunge la nivelul altui organ, de obicei plămânul, care este al doilea organ de contact după pielea noastră. Și cu cât dai mai mult cortizon, te ușurezi mai mult, dar îmbolnăvești plămânul și poți ajunge inclusiv la un cancer pulmonar. Sau, de exemplu, la un depresiv. Dacă îi spui cuvinte vesele și optimiste, îl ușurezi pe moment, însă îl adâncești mai tare în depresie. Da. Nu asta este soluția. Pentru că, la un moment dat, toată această boală, să zicem, sau această
acest model, de fapt, care este, există în străfunduri, manifestat prin simptomul respectiv, refulează de fiecare dată agresiv și puternic într-un alt organ. Da, din păcate. Dacă în momentul în care apare eczema la copilul tău, înțelegi că problema nu e la copil, este la relația între tine și soțul tău, și dacă îți gestionezi această relație, îți conștientizezi care sunt lipsurile ei, care sunt nevoile ei, eczema copilului dispare. Da, și sunt într-o totul de acord cu ceea ce spuneți. Dar cum vedeți categoria aceasta de, să zic, de copii, că până la urmă sunt și mai mari copii care se nasc cu autism, cu spectru autism, cu tot felul de tulburări? Ce puteți să spuneți aici? Și în familie poate că nu există nimeni cu astfel de diagnostic. Am întâlnit astfel de situații. De obicei, situațiile pe care eu le-am întâlnit au fost datorită mutațiilor de novo apărute în urma unor factori exteriori. Fie din alimentația mamei, fie din vaccinuri, fie din care erau făcute în stări de convalescență, nu neapărat, că nu vreau să atac sau să fac vreo remarcă, dar asta am văzut în cazuistica mea, fie din intoxicații cu metale grele ale mamei, fie din endobioza mamei care s-a transmis, dar în momentul în care se face testul de amniocenteză, când femeia este însărcinată, atunci vedem dacă potențialul, viitorul copil, are o mutație genică. De obicei așa se depistează dacă apare trisomia 21 sau alte afecțiuni, alte mutații. Și copilul este cu o malformație sau copilul va avea probleme. Nu am o explicație logică a acestui fapt. În primul rând că însă și acest test al amniocentezei este o agresiune foarte mare, care el în sine, per se, poate să producă o mutație. Câmpul în care este înconjurat copilul, de asta mamele au o comunicare extraordinară cu copiii încă din viața intrauterină și ele îi pot învăța pe proprii copii lucruri încă din viața intrauterină. Aflându-se în același câmp, în momentul în care vine un agresor extern să perturbe câmpul, practic este ca un act violent pe care îl resimte fătul. Pentru că e vorba în plan vibrațional de un act care este ascuțit și care se înfige în acest câmp al tău. Și unde găsește vulnerabilitate sau... Nu știu ce să zic neapărat. Nu e o analiză care se face decât la cerere. Nu este o analiză obligatorie. Nu toate mamele o fac. Am avut o pacientă care este medic și care a făcut 5 fertilizări in vitro și nu a reușit să rămână însărcinată. A ajuns la mine, i-am dat un tratament, a rămas însărcinată. I s-a spus că are sarcină gemelară la ecografie după 3 luni și la 5 luni de sarcină a făcut acest test și s-au spus că trebuie să avorteze pentru că va avea copii cu sindrom Down. M-a sunat disperată plângând și mi-a zis
după atâtea ce să eforturi. Fac? Da, ce să fac, nu vreau să-mi pierd copiii. Și am zis, stai liniștită, nu-ți pierd niciun copil, am să-ți dau niște remedii, homeopate, și ai să vezi, ai să naști copii perfect normal. Era atât de disperată, i-am dat o schemă de remedii homeopate, dumneavoastră care acționează. Dumneavoastră mă mai întâlnisereți cu astfel de cazuri? Nu, a fost prima oară, nu mă mai întâlnisem. Da. Dar i-am dat remediile homeopate respective, care au acționat la nivel miasmatic, și am spus că aceste remedii o vor ajuta copiii să nu aibă vreo malformație genetică. Și a născut doi copii perfect sănătoși, de care se bucură foarte mult. Și probabil că dumneavoastră ați ajutat-o și să nu intre în vreo depresie, pentru că... Bine, nu era genul care să dezvolte depresii, oricum e medic, e o femeie foarte inteligentă și nu... Dar vreau să spun ca idee, șocul pe care l-ai în momentul în care ți se spune lucrul acesta. Eu am întrebat-o, dar de ce ai făcut testul ăsta? Exact asta am întrebat-o, ce te-a apucat să-ți faci testul? Și ea zice, păi nu știu, că așa m-a presat toată lumea, m-am gândit că după atâtea încercări. Și am zis, uite, hai, să vezi că nu o să se întâmple nimic. Și copiii sunt, copiii sunt foarte bine. Foarte bine. Sunt perfect sănătoși. Apropo de cele două principii, când vorbim principiul contrariilor și principiul similitudinii, principiul contrariilor pe care se bazează medicina convențională, inclusiv medicina naturistă, care în momentul în care ai un simptom, dai ceva opus ca să înlături acel simptom, în principiul similitudinii, care stă la baza homeopatiei, practic, găsești ceva care vine din același câmp informațional cu simptomul, cu boala, cu modelul ăla inconștient. Da. Și care creează în organism o boală medicinală care înlătură boala per se, în sine. Da. Adică, dacă ne-am întoarce la exemplu care l-am dat cu bulimia de stres, homeopatia ar da ceva care să fie asemănător principiului mâncării. Și atunci ar persoana respectivă ar transfera mâncarea asta compulsivă în planurile celelalte de care am vorbit. Da, da, da. Adică, practic, ajungi să tratezi afecțiunea cu ceva ce, dacă, cum se fac provingurile în homeopatie, un medic sănătos ia un remediu și își constată simptomele pe care le scrie. Da. Scrie ce apare la remediu X. În momentul în care pacientul vine și descrie simptomele X, îi se dă remediu X, care a fost provat deja. Și atunci simptomele dispar. Pentru că remediul respectiv, creând această boală medicinală, practic, este ca reacția dintre materie și antimaterie. Boala medicinală distruge boala din corpul fizic. Ideea este că aceste remedii homeopate acționează nu doar la nivel fizic, pentru că deja, dincolo de diluția 23, trecem de numărul lui Avogadro și nu mai vorbim de materie, vorbim doar de informația materiei. Da, da, da. Pentru că, practic, remediul ajunge să-ți dea o informație de care tu ai nevoie ca să conștientizezi, să ajungi la nivel de conștiință modelul care este înrădăcinat, îngropat la nivel inconștient, să-l aduci în suprafață, să înțelegi sensul și să înveți lecția ca să poți să rămâi, să te îndrepți în calea vindecării. Cu ce, din experiența dumneavoastră, cu ce cazuri v-ați întâlnit cel mai des la dumneavoastră, la cabinet? La mine, la cabinet, frecvența este legată de sfera oncologică. Cei mai mulți dintre pacienții mei sunt pacienți oncologici. Și cum privesc,
cum primesc, mai bine zis? De obicei, când ajung la mine, ajung la mine fie că au remisii, fie că au încercat toate variantele și nu mai știu ce să mai facă, fie că am avut și pacienți care refuză terapia convențională cu totul. Și atunci vor să încerce o altă cale. Da. Deci fiecare dintre ei aleg la un moment dat să recurgă la o altă cale de tratament. Ați avut și situații cu astfel de diagnostic care, să zicem, că s-a vindecat, s-a așezat pe drumul său, revenim la drum? Da. Chiar mă gândesc să o invităm într-o emisiune pe una dintre doamne, dintre pacientele mele. Doamna respectivă a avut un cancer de coluterin. A venit la mine cu câțiva 5 ani în urmă, cred. Era luna februarie și mi-a zis că are un cancer de coluterin și că i s-a făcut, a făcut chimio, 10 ședințe, parcă, nu mi-amintesc, da. Și urma să facă radioterapie. După 2 ședințe de radioterapie s-a stricat aparatul. Doamna s-a enervat atât de tare. A fost indicată operația cu histerectomie totală și doamna a spus că nu vrea să se mutileze și că pe ea nu o interesează, nu vrea să rămână mutilată. Credeți pe viață. Credeți că asta a venit tot ca un semn? Probabil că da. Dânsa, oricum, fiind biolog de meserie, a zis că își asumă tot riscul. Și atunci, când a venit în cabinet, i-am spus că, bine, putem să încercăm timp de 3 luni. Dacă în 3 luni nu obținem o ameliorare, o să faceți terapia clasică. Vă întoarceți din nou la radioterapie și la ce vi s-a indicat. Și zice, bine, măcar să încerc, să vedem ce se întâmplă. Și am rugat-o, totuși, ca să avem un punct de plecare, să fac o ecografie, ca să vedem de unde plecăm. Am trimis-o la un coleg de-al meu, care este șef de secție la un spital și care m-a sunat îngrozit când doamna s-a dus acolo și mi-a spus că are o tumoră atât de mare că eu ce vreau să fiu acuzată de malpraxis? Că el nu, doamna nu vrea să opereze, a nebunit. Că eu i-am spus să nu se opereze. Și la care eu i-am zis, nu i-am spus să nu se opereze, e dorința doamnei, dar eu vreau doar să o monitorizați. Nu vă asumați niciun risc, nu o să vă acuze nimeni. Dacă e să fie acuzat cineva, o să fiu eu, nu dumneavoastră. Cel mult, că da. Eu acum am luat-o în tratament și alegerea doamnei, adică ce pot să-i fac? Și a zis, bine, oricum ce aveți impresia că și soția mea e medic homeopat, aveți impresia că dacă ia 3 biluțe, gata, o să dispară tumora, ce credeți că o să se întâmple? Și a zis, eu nu cred nimic, doar vreau să știu de unde plecăm și unde ajungem după tratament. Nu asta e, nu e vorba. Pur și simplu, este monitorizarea cazului. Și a venit doamna în iunie, după ce i s-a terminat protocolul terapeutic pe care i l-am dat, și am întrebat-o, primul lucru, ați fost la ecografie, fiindcă altfel nu avem ce să discutăm, vreau să văd ce s-a întâmplat. Și doamna zice, da, să știți că am fost. Și a zis, și cum e, ce s-a întâmplat? Eram foarte curioasă, vă dați seama că ai o responsabilitate în momentul în care omul vine, te preocupă starea lui. Și doamna zice, păi m-a ținut 45 de minute. Și eu zic, păi de ce v-a ținut 45? Cum să vă țină 45 de minute? Păi nu găsea tumora. Și am zis, poftim? Păi nu găsea doamna doctor tumora. În locul tumorii a găsit o cicatrice, ca și cum aș fi fost operată, și tumora extirpată. Da. Doamna având cauza afecțiunii, fiind 2 tulpini oncogene de HPV, care oricum s-au inactivat după prima lună jumate de tratament. Da, asta e altă poveste. Deci asta mi-a spus doamna, mi-a arătat ecografia, am văzut ecografia. Până în ziua de azi, doamna nu mai are probleme, însă și-a făcut tratamentul pe care i l-am dat. O dată pe an a venit la investigații și am spus că asta nu înseamnă vindecare. Că într-adevăr, organismul
a reacționat conform tratamentului dat, eliminând efectul care era reprezentat de tumoră, dar că doamna respectivă mai avea de lucru. Și doamna a făcut tot ceea ce a fost nevoie ca să-și învețe lecția, să înțeleagă sensul și este o femeie fericită. Acum înțelege, este probabil că este pe linia cea bună. Da, da. De asta probabil că și a avut curaj, pentru că despre asta e vorba. Curajoși, da. Da, exact. A avut curaj și atunci, normal că în momentul în care ai curaj să mergi pe drumul tău și să începi să fii atent la tine, apar și rezultate. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să vă întreb cum a apărut asta, microscopie în câmp întunecat, pentru că sună cumva și nu este un termen desîntâlnit. Da. Tot timpul am fost fascinată să înțeleg ce se întâmplă inițial în mintea omului. Asta a fost unul din motivele pentru care am făcut medicina. Și apoi să înțeleg... Prima dată ați fost psiholog și după aceea medic sau invers? Nu, eu am absolvit facultățile în același an, în același timp. Am făcut două facultăți în paralel. Dar fascinația asta a mea de a înțelege ce este dincolo de ceea ce, vede, ce se vede, m-a făcut să vreau să înțeleg ce este dincolo de cauza bolii, dincolo de ceea ce chiar inclusiv de cauza subtilă a bolii. Și să înțeleg care este fluidul care ne ține, care ne animă, ce este sângele. Sângele reprezintă viața. Bineînțeles că nu e vorba și de organe și de altceva, dar vreau să zic ca fluid. Da. Și atunci, învățând, absolvind o facultate de medicină, unde am învățat niște lucruri despre sânge, ajungând în Germania, unde mi-am făcut specializarea în terapie pleomorfică, terapie sană, am aflat atunci despre și am văzut microscopia în câmp întunecat, asistând la seminarii, și în momentul în care am văzut ceea ce niciodată nu văzusem pe lamele la biologie celulară și la histopatologie, am avut o revelație și am zis, wow, asta este un alt univers. Da. Un macrounivers, de fapt, care este înăuntrul nostru, într-o picătură de sânge. Într-o picătură de sânge viu și nefixat, care reflectă toată starea de sănătate a organismului nostru în momentul prezent, în momentul în care o recoltezi. Practic, este o metodă care te ajută să previi boala. Este o metodă care te învață despre ceea ce se află cu adevărat în interiorul tău, la nivel microscopic. Afli informații despre carențele de vitamine sau minerale, despre metalele grele, despre problemele cu dinții dacă le ai, despre starea imunității tale, despre starea organelor tale, despre cum îți funcționează ficatul, inima, rinichii, cât de curate sunt vasele tale de sânge, despre practic tot. Dar cred că a fost și o pasiune a dumneavoastră aici care v-a direcționat pe această linie, pentru că dacă nu vine din interiorul nostru acea curiozitate, să mergem către acel mister, că exact cum a spus dumneavoastră și eu de când eram copil, tot timpul eram așa curioasă ce se întâmplă în mintea unui om, ce este dincolo de ceea ce se vede. Și sigur că primul obiect de studiu și de cercetare am fost eu și apoi primeam și din exterior. Pentru că nu o să fie mult până la ultimul cuvânt de încheiere, aș mai avea o întrebare. Relația dumneavoastră cu vocea interioară, care este? Wow! Este prima oară când vin aici. Oricum v-am cunoscut la Ateneu și am fost uimită de faptul că mi-ați făcut această invitație și plăcut surprinsă. Da, n-am reușit în 2023, dar iată că am reușit acum. Da.
Și chiar mă bucur că există o astfel de emisiune în care poți să vii să vorbești liber și în care poți să exprimi din adâncul sufletului tău, da, crezul interior. Da, da, așa este. Poți să te bucuri și să... Mi se pare o emisiune care te ajută să te pui pe drum. Da. Nu întâmplător și... se numește Vocea, da, Interioară. Da, foarte frumos și chiar vă mulțumesc și mă simt onorată pentru invitație. Eu vă mulțumesc și aș vrea acum pentru cei care ne-au urmărit și urmăresc emisiunea să lăsați, nu știu, un cuvânt de învățătură, un cuvânt înțelept, un mesaj, ce doriți dumneavoastră. Eu aș vrea să spun că chiar dacă este foarte simplu să rămânem în zona noastră de confort și că ne sperie schimbarea și necunoscutul, ca să ajungem să devenim noi cu adevărat înșine și să atingem realizarea sinelui nostru, este important să pășim în necunoscut. Așa cum pășește puiul când iese din ou, da, așa cum învață copilul să facă primii pași, inițial ținut de mână și apoi liber începe să exploreze mediul din jur. Să avem curaj, să ne învățăm, în acceptare, să fim în acceptare și în iubire și să învățăm să ne bucurăm de noi înșine, să ne bucurăm de sănătatea noastră, să ne bucurăm de oamenii din jurul nostru, să avem această stare de pace și bucurie interioară, care sunt expresia iubirii. Vă mulțumesc mult de tot! Eu vă mulțumesc! A fost o bucurie și o onoare să vă avem astăzi în studio Teranova TV. Dragii mei, mulțumesc. Punem punct ediției de astăzi. Avem de meditat și de făcut introspecție după emisiunea de astăzi. Până data viitoare, eu sunt Luciana Prisecaru și v-am prezentat emisiunea Vocea Interioară. Pe curând!